Un prim adevăr pe care l-am observat în toți anii aceștia de slujire, ori de câte ori m-am întâlnit, m-am confruntat sau a trebuit să sar și să ajut o familie care s-a aflat în dificultate, nu am întâlnit nicio familie în care să fie de vină doar unul. Niciodată nu există vina doar a unuia dintre cuplurile pe care am încercat să le ajut. Întotdeauna o familie aflată în dificultate sau într-o familie aflată în dificultate există o vină împărțită. Nu putem să punem și de multe ori când auzim părerea unuia, nu? Uh, sigur celălalt îi de vină. De aceea, în pastorație se spune, se spune, judecă și analizează după ce auzi ambele părți. Pentru că ne vom da seama, nu întotdeauna vina e 50-50%. S-ar putea să fie 70-30, 80-20, 90-10%. Dar oricum e împărțită undeva. De aceea, și ca și cupluri acum, n-aș vrea tot timpul să ne gândim la ce, bă, ce bine îi pică soțului, ce ce-o spus acum, ce bine îi pică soției. ei. Ce aș vrea să ne uităm bine la noi, ce avem noi de schimbat, astfel încât să facem familia noastră mai frumoasă, mai bună, mai funcțională. Iată care sunt aceste trei scenarii pe care le-am observat de-a lungul anilor. O primă posibilitate este familia insuportabilă. Familia insuportabilă. Le spune, cred că vorbești despre oameni care nu au treabă cu biserica. Oare? Oare? Familia insuportabilă este familia care mai stă împreună doar de frica pedepsei pentru divorț sau doar din responsabilitate de a crește copiii împreună. Eu am întâlnit în biserică familii care au spus, păi eu mai stau de dragul copiilor. De dragul copiilor mă duc înainte. Înghi toate, nu, m-am închis în mine, m-am resemnat, știu că nu se mai poate schimba, dar cel puțin vreau să fiu curat înaintea lui Dumnezeu pentru copiii mei. În biserică. Această familie insuportabilă este familia care încă n-a ajuns în fața judecătorului care să dea cu ciocanul în masă și să spună: De astăzi nu mai există familia asta? Dar, în schimb, în spatele divorțului oficial, deja există un lanț sau mai multe divorțuri parțiale, neoficializate. Cum adică divorțuri parțiale? Dragii mei, divorțul nu e cel pe care judecătorul declară. El doar anunță. Ceea ce, de fapt, în familie s-a întâmplat cu mult timp înainte, din punct de vedere funcțional, nu oficial. Pentru că divorțul final va fi în cu ghilimele, de rigoare, a unor divorțuri parțiale, o sumă de lucruri care n-au mai funcționat în acea familie. Haideți să vă dau câteva exemple. Trăim într-o vreme în care. Din punct de vedere financiar, de exemplu, tehnologia a schimbat mult direcția și filozofia financiară a familiilor noastre. Mai mult, în ultimii ani lucrează și soțul și soția. Are salariu și el, are salariu și ea. Apoi, acum nu mai umblăm cu mult cash și toți avem cardurile noastre. Salariul ei intră pe cardul ei, salariul lui intră pe cardul lui și deja uitați încet, încet cum se strecoară o fractură la nivel financiar în casele noastre. Tu cu banii tăi, eu cu banii mei. Tu plătești aia, eu plătesc asta. Și sunt, este o înțelegere între soț și soție și atenție mare. Nu mai există o gestionare unitară a banilor în casă. Nu mai putem să lucrăm un buget împreună. Să spunem, ăștia sunt banii care intră în casă, care toți Acum îți banii mei și banii tăi. Atenție mare! Deja este o fisură. Pentru că îmi capăt o independență financiară în interiorul familiei. Și la un moment dat, într-o într criză, nu? când mă supăr și îmi vine să dau cu toate de pământ, știi ce zic? Nu, no, știi ceva? Tu cu banii tăi și eu cu banii mei mă descurc. Mă descurc. Știi ce aia? mă descurc fără tine? Un divorț parțial financiar. Și deja este o separare din punct de vedere financiar.